De când sunt în politică am reușit să înțeleg cam cum funcționează. Și cum funcționează, ați înțeles? Nu funcționează. Eu voi fi un potențial candidat. Ducem lipsă de resursă umană calificată. Am reușit în viață, în primul rând. Vii să oferi, nu să iei. Cu subiect și predicat este exclus orice alianță cu PSD și PNL. Ce adversar vor avea noi? Trăim pe datorie. Sondajele de opinie, din punctul meu de vedere, nu reușesc să surprindă pulsul românilor. Dar este o idee pe care ar putea să o implementeze fiecare partid. Am dubii că vor face aceste două partide, că nu fac nimic. Adică... Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache. Vă invit să rămâneți alături de noi. Astăzi vom încerca să aflăm un lucru care, despre care se tot vorbește în Ploiești, mai ales în zona politică, dar și cetățenii se întreabă, unde de faptul că la anul sunt alegeri, domnule, cine va fi candidatul AUR la primăria Ploiești? Invitatul meu este domnul deputat Adrian Axinia. Vă mulțumesc, domnule deputat. Și vă mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne, vă rog, ați declarat că vă gândiți să candidați la Consiliul Județean Prahova, la alegerile noastre personale, alegerile care vor avea loc anul viitor. Ce v-a determinat să, iată, să luați această decizie de a candida? Ca să știți, domnul Dan Diaconescu, așa am că... Am spus că voi fi un potențial, eu voi fi un potențial candidat. Motivul principal este că, din păcate, nu văd absolut nimic, nicio schimbare în județul Prahova și în municipiul Ploiești. Niște promisiuni doar. Mă refer la, nu știu, acele centuri ocolitoare. Singura realizare din partea Consiliului Județean în ultimii ani pe care le-am văzut au fost acele camere inaugurate la Spitalul Județean. Eu aș vedea altfel lucrurile, ținând cont de situația precară a sistemului de sănătate în România. Este absolut iminent sau oportun să construim un spital nou. În altă locație, un spital nou de la zero? Construim un spital nou de la zero, cumva, pentru că vorbim de niște clădiri foarte vechi în care funcționează acum, în care profesează medicii. Da. Și care nu se ridică la standardele europene. Și consider că este, știți că toți primordial. Știți că toți promit în campanie, toți promit un spital nou. Adică și în 2020 a fost aceeași poezie, domnule deputat. Nu știu ce poezie a fost. Eu vă spun că ar trebui să fie o prioritate pentru județul Prahova. Și consider că ar fi și fonduri. Mă refer la aceste fonduri europene, în PRR-ul, care a redirecționat o parte din bani către sistemul medical românesc. A spus că vă gândiți să candidați, că doriți să animați și în interiorul AUR. Din ce punct de vedere? Ce ați vrut să spuneți? Da, da. Nu care vă ascund așa faptul cu puncte că de suspensie. În România, în general, și particularizez în județul Prahova, ducem lipsă de resursă umană calificată, oameni care și din punctul meu de vedere ar trebui să fie mai implicați, pentru că schimbările pe care ne dorim să le facem prin partidul nostru implică o resursă umană calificată și numeroasă. În momentul de față există o reținere față de politică în general, nu neapărat de AUR. Ori ce are Prahova mai bun este dus spre alte entități politice. Pot să vă spun că aș fi preferat să am de unde să caut sau să găsesc oameni pregătiți să ia taurul de carne în județul Prahova, pentru că, din păcate, vă zic, nu se întâmplă nimic, deși avem o majoritate guvernamentală și locală chiar, care ar fi putut să genereze niște lucruri palpabile. Consiliul Județean a anunțat atragerea a peste 1,8 miliarde de euro în următorii 6 ani de zile. Dar asta în paranteză, spuneți-mi, vă rog, că ați spus aș fi preferat să găsesc oameni. E adevărat că este o criză, oamenii nu mai doresc să se implice, de fapt, în viața politică, oameni competenți. Și acest lucru v-a determinat să anunțați că vă gândiți serios să candidați? Dacă nu există candidat, eu voi fi, cumva. Lucrurile stau în felul următor. Noi venim pe un trend foarte sănătos al lucrurilor, venim din mediul privat, în care am manageriat echipe, firme, fără niciun contact cu statul și am reușit în viață, în primul rând. Subliniez faptul că nu am intrat în politică din rațiuni financiare. Noi, Nucleul Central AUR, fiind un format din oameni profesioniști în domeniile în care sunt, ingineri, arhitecți, doctori, profesori, nu am intrat să se pricopsească în politică și în continuare menținem acest trend
nu promite nimic, pentru că la noi, și nu știu cum să sună un pic diferit față de restul de partide, vii să oferi, nu să iei. Pentru că este ce s-a întâmplat în 33 de ani, în care oamenii au venit cu așteptări și au venit cu agenda ascunsă, s-au pus pe primul loc, mai ales factorii de decizie, și am ajuns unde suntem. Avem lucrări de infrastructură care nu funcționează, mă refer la aceste alimentări de apă și canalizare. Nu avem școli noi, nu avem spitale, tocmai v-am zis, lucruri absolut minimale pentru o țară care se vrea a fi europeană. Bun, revenind, în interiorul AUR, ca să nu lăsați scandal, deci dacă spuneți, domnule, deocamdată nu am găsit un candidat, în interiorul și veți asuma dumneavoastră. Avem, în momentul de față, nu avem un candidat, județean. Avem în continuare oameni buni alături de noi, oameni care se pregătesc, încearcă să facă o agendă pentru problemele locale, dar în momentul de față nu este nimeni profilat pentru candidatura. Pentru Consiliul Județean. Pentru Consiliul Județean, chiar și municipiul Ploiești. Am anunțat candidatura mea pentru că am o anumită experiență politică, știu cum funcționează lucrurile la nivel european, știu cum funcționează lucrurile la nivel guvernamental și experiența îmi permite să-mi anunț această candidatură. Mi-aș dori să identific o persoană din Prahova care să fie profilat pe acest post. Au apărut voci, apropo de actuala conducere a Consiliului Județean, că domnule, au venit neprahovenii să conducă județul. Adică, mă rog, asta da, așa. Vă repet, din punctul meu de vedere, ținând cont potențialul județului Prahova și faptul, am constatat că este, nu știu, sunt niște nuanțe, niște interese, niște grupări, pentru că mă lovesc de o zvonistică din ce în ce mai mare, că AUR este cu nu știu cine, că PSD-ul, că PNL-ul. Vreau să fiu foarte clar. AUR este o entitate politică care face alianță doar cu românii și nu o spun populist. Cele două partide care au condus România și-au arătat falimentul. De 2 ani de zile sunt împreună la conducerea țării și nu au fost în stare să genereze nimic palpabil la nivel guvernamental, la nivel de țară, și acest lucru s-a propagat, din păcate, și în județul Prahova, un județ cu potențial, dar căruia îi lipsește o persoană cu viziune care să implementeze niște măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții. Deci această zvonistică sau în fața acestor zvonuri despre potențiale blaturi, să le spunem așa, da, ale AUR Prahova cu X, cu Y, cu Z, cu subiect și predicat, care este poziția dumneavoastră? Cu subiect și predicat este exclus orice alianță cu PSD și PNL. În Prahova? La nivel național. Și în Prahova, mă rog, partide, refer la Prahova. Tocmai v-am subliniat că și la nivel național aceste partide nu au făcut nimic. Nu poți să te aliezi, plus că noi suntem în opoziție, noi vrem să arătăm foarte clar ceea ce nu se întâmplă. Și dar din după păcate, campanie, avem... bănesc că veți discuta, nu? Ce campanie? Nu. După momentul alegeri. De față, să particularizez județul Prahova. Mă lovesc de o zvonistică în care se spune că primarul acestei localității Ploiești vine spre AUR. Este exclus. Deci dacă se propagă această zvonistică în municipiul Ploiești... Ați auzit-o dumneavoastră? Da, logic, vin din toate direcțiile, tot felul. Că familia Cosma, că este exclus. Suntem o entitate foarte sănătoasă din punct de vedere al gândirii, cu experiență foarte mare în domeniul privat. Deci nu suntem afectați nici într-un fel de stat. Nu suntem dependenți de stat, de banii statului. Avem un sistem de management al lucrurilor foarte bine pus la punct. Suntem în stare să facem strategii, suntem în stare să le implementăm. Lucru care nu se întâmplă acum. Deci, o repet, din păcate. Am înțeles, recunosc faptul. De fapt, se vorbește și Ploiești nu e un oraș atât de mare precum ne place nouă ploieștenilor să credem. Nici că... Prahova nu este așa mare. Prahova, să știți că este. Haideți că... Dar... se vorbește despre faptul că există tot felul de tratative. Noastră spuneți așadar că actualul primar este exclus să candideze din partea AUR.
Este o declarație în premier. Orice, da, orice persoană care face parte din leadership-ul, de la vârful PSD și PNL, nu este agreat în aur. Repet, nu este agreat și nu va fi în aur. Foarte interesantă, da, adică foarte, foarte fermă declarație. Da, da. Este foarte fermă și foarte clară și nu o retractăm. Spuneți-mi, vă rog, AUR Prahova va avea autonomie să facă alianțe la nivel local sau Bucureștiul, centrul, va trasa o strategie clară? Toate candidaturile la primărie, la primăriile de municipii, la consiliile locale ale municipiilor și la și candidaturile la Consiliul Județean, consilier și președinte, vor fi dezbătute în Biroul Național de Conducere și pe baza unei analize foarte bune vom stabili candidați. Deci București are ultimul cuvânt, cum se spune. Pe baza recomandărilor noastre din teritoriu, care avem. Dar poate să vă întoarcă o candidatură asta. Nu decide AUR Prahova cine va candida la Ploiești. Eu vă repet, să rămân aici tot în, din punctul meu de vedere, cel mai mare dușman al României este partidul PSD. Cel mai mare dușman al României. Pe ce vă bazați? Mă bazez pe faptul că stau de vorbă cu oamenii și viața este din ce în ce mai grea. Și în ultima săptămână au avut loc niște evenimente în Parlamentul României în care partidul PSD, prin liderii din Parlament, efectiv nu au dat doi bani pe un sistem democratic care ar trebui să se întâmple la nivel de traseu unei legi în Parlament. Efectiv au încălcat toate regulamentele. Și v-au supărat atât de tare? Am văzut cu toții. Vă referiți la proiectul legii inițiat de ministru Firea. Foarte tare. Este, este ca un duș rece pentru noi. Nu am crezut niciodată. Vă așteptați la altceva din partea PSD? Ne așteptam ca la nivelul unor oameni trimiși în Parlament să reprezinte oamenii, să se respecte regulamentele și legislația. Ei, în momentul săptămâna trecută am asistat la un jihad din partea parlamentarului și leadership-ului PSD, care au convocat comisii, deși ar trebui minim 24 de ore să convoce, au convocat comisii după de la o oră la alta. S-au votat pe WhatsApp. S-a făcut quorumul, unei comisii, s-a întâlnit quorumul doar printr-o prezență pe WhatsApp. Cum se voteze pe WhatsApp? Pe WhatsApp. Intri pe WhatsApp și pe grupul de comisia de muncă îți spui ce opinie de vot ai. Nici măcar nu au anunțat, deci repet, vorbim de o coaliție care înglobează aproape 60-70%. Da? Au o majoritate care le permite să treacă orice lege fluierând. Da, și această majoritate va continua și ori va rămâne în opoziție și gata. Doar că traseul, nici nu visează PSD-ul, la PNL nu mai refer, pentru că deja se stinge singur, ce adversar vor avea noi. Nu au văzut nimic. Dacă până acum partidele acestea de nișe, PMP, Pro-România, ALDE, le mai păcăleau câte un minister, în partidul AUR vor găsi un oponent foarte puternic. Este pentru prima dată când un reprezentant de seamă din fruntea AUR, cel puțin n-am văzut eu o de vreo declarație, spune cu subiect ridicat, ne-au supărat foarte tare. Și PSD-ul devine ținta politică a AUR, adică mult mai mult decât a fost până acum. A fost ținta AUR, pentru că noi am fost în opoziție împreună cu PNL și UDMR, dar ceea ce au făcut în ultimele săptămâni, faptul cum și-au bătut joc de tot sistemul și de toate regulamentele și procedurile din Parlament, ne-au făcut să ne dăm seama că nu există cale de comunicare cu aceștia. Cu această entitate politică. Ca să închidem oarecum zvonistica, domnule deputat, despre care vorbeați și dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, AUR Prahova, în perspectiva alegerilor locale, parlamentare, da, va importa oameni de la alte partide?
dacă au notorietate, credibilitate, dacă au toate cele necesare, că știți că asta e poezia în politică, pentru a candida la funcții importante în județul Prahova. Există vreo strategie din acest punct de vedere? Vreo decizie? Când spuneți alte partide, vă referiți la... Alte partide. La celelalte partide. Partide. Sunt, e și, o reprezintă și Partidul Republican. O reprezintă și partidul, e o alianță țărnească, care am făcut noi. Un... Nu, mă refer la partidele mai, care figurează în sondajele de opinie. Noi, în primul rând, la nivel politic, nu vrem să avem, nu vom avea persoane care au fost în alte partide, în speță PNL și PSD. Serios? Da, la nivel de leadership. Dar eu nu neg că sunt oameni profesioniști. Noi vrem să continuăm o practică bună în România, și anume depolitizarea instituțiilor, pentru că această țară nu funcționează pentru că s-au promovat exclusiv pe criterii politice oameni în instituțiile statului român, instituții care au creat un deficit bugetar major. În momentul de față vă aduc aminte că trăim pe datorie și plătim și dobânzi la aceste datorii. Avem o datorie publică care se acutizează. Avem un deficit care reprezintă peste 50% din PIB. Situația financiară a României, într-adevăr, nu este. Și dacă nu implementezi niște reforme, dacă nu creezi un stat suplu, dacă nu tai din cheltuieli, ne paște falimentul. Da, dar înseamnă să dai oamenii afară, înseamnă măsuri nepopulare și în prag de campanie niciun partid nu își asumă să facă o restructurare care înseamnă și dat vorbim afară. De un sistem generat de aceste partide, vă repet, că acest sistem care generează aceste cheltuieli nu este creat de anul trecut, este creat de 33 de ani. În momentul în care tu nu mai pui preț pe educație și angajările la instituții se fac doar pe criterii de prietenie, de cumetrie, de nășie, de nu mai știu eu ce, că în român se pare că în partea astea toți se rud de între ei, ce puțin la nivel central toți se cunosc între ei și bași botează câte un copil de dragul de a... Dar nu e rău, adică e creștinesc. Nu e rău, dar totuși apoi să-l promovezi pe o funcție în care nu are competențe. Păi vă aduc aminte că acum la Ancom, la instituția Ancom, care reglementează piața telecom din România, a fost readus în prim plan domnul Valeriu Zgonea. Da, a fost președinte al Camerei Deputaților. Într-o țară în care trebuie să ne direcționăm spre tehnologie, spre oameni noi, aducem un personaj. Pare că domnul Zgonea nu este ancorat cu tehnologia, cu state vechi, a făcut căi ferate, drumuri și poduri. Nu contest că nu are o pregătire tehnică, dar vorbim aici de studii în domeniul tehnologiei informației, în domeniul IT. Și pe mine, sincer, m-a surprins, dar se pare că este un cerc. Nu e foarte mic și mai sunt din când în când, mai sunt readuși. Adică nu dau seama este care sunt criteriile. S-a întâmplat și la EP, în care a fost adus domnul Tony Greblă. Vă aduc aminte și de că și asta oamenii au tendința să uite. Vă aduc aminte că tot datorită unei instituții foarte politizate, formată din oameni cu salarii uriașe, până la 12.000 de euro. Și mă refer la instituția ASF, care a păstorit două falimente în ultima perioadă și efectul este exclusiv efectul negativ asupra oamenilor. Acum oamenii plătesc asigurări mai mari, adică aceste instituții, ASF, Consiliul Concurenței, nu au fost în stare să prevadă, deși am avut un faliment un an înainte. Dar nimeni nu a răspuns pe de altă parte. Nu a plătit nimeni nimic. Da. Nu există sistem de sancționare în orice firmă sănătoasă privată. Orice firmă, să facem un paralel, păstrăm proporție între statul român și o firmă. Ei, în momentul în care o firmă are mai multe cheltuieli decât încasări, paște falimentul. Încep să-ți faci o strategie, să tai din cheltuieli, să eficientizezi personalul. Același lucru trebuie să-l facă și statul român, lucru care nu se întâmplă din păcate. Unii o duc foarte bine și alții, și când a eșuat, nu e nimeni vinovat. S-a întâmplat, e ceva impersonal în România, mă refer la instituțiile de stat. La privat sunt de acord cu dumneavoastră. Domnule, există un vinovat cu nume și prenume care răspunde. Exact. Ori penalizare, ori ce se întâmplă. Da? Exact. Dar la stat, în general, domnule, nu este nimeni vinovat. Sistemul s-a întâmplat. Am o rugăminte. Scriu aici așa. Păi, acum noastră, am zis că am venit la fileu. Consiliul Județean.
Trec și aici. Domnul Axinia. Da. Semnul întrebării. Mai trec semnul întrebării? Nu, dar lista e deschisă. Bun. Mai trec aici și? Adrian. Bun, bună, bună. Și la, și la primăria Ploiești. Ce trec? Nu avem încă Bun. Un nume pe care să vi-l. Dar după cum am promis, dumneavoastră veți fi prima persoană care va afla în momentul în care ne ați promis într-o emisiune, da, anul trecut. Spuneți-mi și vă mulțumesc că vă țineți de cuvânt, că vă veți ține de cuvânt. Bun, când trec aici, că AUR Prahova va lua o decizie politică apropo de candidatul la Consiliul Județean cu nume și prenume și la primăria Ploiești și primăria Câmpina cu nume și prenume. Eu mi-aș dori cât mai repede, pentru că persoanele care vor fi, care se vor profila pentru aceste poziții, trebuie să înceapă lucru pentru un plan în detaliu pentru strategia pe județ și municipii. Mi-aș dori cât mai repede, ca și dumneavoastră. Eu nu-mi doresc, eu doar vă întreb. V-am zis, durează, pentru că persoanele pe care le avem în vedere sunt persoane care nu au avut contact cu alte partide. Dumneavoastră ați avut contact cu politica. Da, da, da. Dar din punctul meu de vedere este un plus valoare, pentru că de când sunt în politică am reușit să înțeleg cam cum funcționează. Și cum funcționează, ați înțeles? Nu funcționează. Nu funcționează. Ce? Am identificat disfuncționalități foarte majore în statul. Termen în final, statul când trec, domnule deputat? Sunteți, răspundeți de AUR Prahova, sunteți da. Coordonatorul, în paranteză președinte, că AUR nu e pe președinți, prin vice, sunteți, aveți o, mă rog, denumiri diferite. Sunt doar deputat al județului Prahova, vicepreședinte, da. Al național, da. Da, da. Nu, la noi, noi avem doar coordonatori, nu ne... Și nu o să-i faceți președinți? Din câte știu eu, nu. Oricum, dar nu contează. E o titulatură, da. pe noi ne interesează competențele, da. În primul rând. Când trec? Ce lună trec aici? Cel târziu când? Sau nu puteți avansa? Mi-am propus lunile iulie și august, când am vacanță, să merg foarte mult în județ și atunci îi voi lua și pe acești colegi cu mine și, ca să fiu mai clar și să mă și țin de cuvânt, aș spune sfârșitul lunii august. Deci undeva la începutul septembrie, cel da, târziu. Începă, da, da. Ar trebui să fie foarte bine cristalizată poziția fiecăruia. Veți anunța foarte clar. Sunt declarații extrem de interesante și care cu siguranță vor face vâlvă. Apropo de faptul că în leadership-ul AUR Prahova nu vor fi membrii care au fost în conducerile... Exclus PSD și PNL, ca să fie clar. Exclus. PNL-ul e în cădere liberă, dar cât PSD-ul... aveți în sondaje? Aveți 99, glumesc, evident. Cât aveți? O umflați, evident, dar ați făcut sondaje sau nu, vă bazați nu doar pe... Nu am făcut sondaje pentru că nu avem bani de sondaje, da, dar sondajele de opinie, din punctul meu de vedere, nu reușesc să surprindă pulsul românilor. Ele sunt... Stă aveți bine sondajele... 20, aveți peste 20, 22 avem peste acolo? 20, avem niște informații de pe la PSD și pe noi că suntem 24, 26, nu știu, nu știu. Dar noi ne continuăm ritmul nostru de muncă, ne facem o poziție, ne creăm vizibilitate, reflectăm unde sunt disfuncționalitățile de guvernare. O ultimă întrebare, cu permisiunea dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, va începe acea caravană cu sănătatea e de aur, sau nu știu cum i-ați zis, e cum o caravană ziceți medicală. În final? Sănătatea e de aur sau parcă așa? Nu știu dacă s-a stabilit o titulatură. Parcă așa l-auzeam pe domnul Simion într-o declarație la o televiziune. Asta, cu siguranță, toți ceilalți, această inițiativă, despre această inițiativă au spus, doamne, populiști. Populiști, ei n-au luat bani de la buget și companiei aia cumpără autocarele, transformă în cabinete și încep ei. E un fel de campanie electorală pe față, spun oponenții dumneavoastră politici. Nu țin două vorbe, vă rog, despre această campanie, dacă mai ajunge și în Prahova, care este? Da, înainte de a vă povesti cu caravana, vreau să spun că partidele politice beneficiază de foarte mulți bani lunari, care teoretic ar trebui să-i ajute în propagandă și, nu știu, reclamă politică. Din punctul nostru de vedere, noi am promis în campanie că nu ne vom atinge de acești bani, pentru că, repet, am venit să dăm, nu să luăm. Nu vă ascund că de multe ori este foarte greu, pentru că
implică anumite costuri, orice acțiune politică, doar că ne-am ținut de cuvânt. Aș mai vrea să subliniez că, ținând cont de criza financiară, de deficitul bugetar, am avut proiecte de lege prin care am vrut să micșorăm această sumă. Când spun această sumă, o să detaliez un pic. PSD-ul primește 1.200.000 pe lună, PNL-ul 1.000.000, noi vreo câteva sute de mii, bani pe care nu i-am atins și am vrut să-i returnăm. Ne-am lovit de refuzul, nu au trecut aceste legi. Deci, repet, am vrut pentru să îi dăm înapoi la stat, pentru că se pot face lucruri și din un simțământ corect. Noi avem un sistem de cotizații, banii se cheltuie foarte transparent, obținem totul la minim, nu umflăm cheltuielile, nu avem obiceiuri să umflăm prețurile în absolut niciun an și reușim să facem doar dintr-un sistem de cotizații micuț, din punctul meu de vedere, lucruri fantastice. Aveți cea mai scumpă cotizație, nu puteți să spuneți micuț. Cine poate, nu este, este obligatorie. Nu. Cine poate donează, nu știu, 40-50 de lei, cine nu 10 lei, cine nu 1 leu, cine nu cotizează, nu cotizează, adică nu există obligativitate. Bun, și am reușit să facem lucruri fantastice. Să revin la banii de subvenție, am avut o corespondență cu cei de la AEP, ca să fim siguri că nu încălcăm legea, pentru că de-abia așteptau să ne stărească. Vă simțiți mânați? Da, pentru că noi am anunțat public că vrem să facem un spital și ne-au spus că va începe instant urmărirea penală. Adică noi am vrut, dacă am decis să nu-i cheltuim, să facem un spital, ținând cont de deficiența din sistemul medical. Nu am fost legal, nu se putea face. Tot pentru a puncta electoral, evident. Adică orice gest are în spate. Vă repet. Am avut proiecte de lege prin care am vrut să micșorăm această subvenție corelat cu situația economică grea în România. Da? Deci am vrut să dăm banii înapoi pe care statul teoretic ar trebui să cheltuie mai cu cap. Ulterior am zis că facem un spital pe care îl donăm iarăși statului nostru. Și nu s-a putut că e o legislație. Bun, am corespondat cu AEP-ul și am identificat un mod prin care putem să întoarcem efectul acestor bani românilor și am achiziționat de la o firmă românească 3 sau 4 mașini mari prin care am făcut niște cabinete medicale pentru control oftalmologic, ecograf, stomatologic, pentru că e o problemă în România, mai ales că nu intră în sistemul de asigurări și populația României chiar are mari probleme din punct de vedere stomatologic. Și am organizat, le-am utilat tot din donații, pentru că AEP-ul nu ne-a dat voie să luăm bani. Da, tot din donații. Și vom începe caravana medicală. S-a stabilit? Cred că din iunie, cu Dâmbovița, cred că Prahova este județul al doilea sau al treilea. Avem veți trece prin toate localitățile, zile sau. Ăsta 4 zile, cred că în Prahova avem un nucleu de localități 3 sau 4. Păi vă întreb și eu acum. Fiindcă știu că parcă ați mers și pe voluntariat la nivel de medici și asistente. Cu voluntariat, exclusiv voluntariat. Dar spuneți-mi, vă rog, la stomatologie, dacă mai trebuie să facă un tratament și mâine, că știți cum e la stomatologie, nu te rezolvă într-o zi. Adică decât dacă e de scos, ți scoate pe tot și... Stăm 3-4 zile la pe localitățile respective, da? Pe o arie, da, da. Și spuneți... Și facem circuit în toată țara? Da, vom inscripționa cu aur. De ce politică, v-am spus? Este acești bani. Nu e campanie. Acești bani sunt destinați propagandei de partid. Așa da. E destinația. A, și noastră, am și înțeles. Noi încercăm să aducem un avantaj românilor, dar în aceeași timp respectăm și legea. Ne facem propagandă. Deci în iunie, din dar bar, este o idee pe care ar putea să o implementeze fiecare partid. Să se întâlnească autocarul AUR cu autocarul PSD. Am putea să creăm o populație sănătoasă, mult mai sănătoasă, că până la urmă vrei să ai o țară bine, trebuie să fie formată din oameni sănătoși. Și veți continua până la anul, inclusiv. Și vom continua până se epuizează. Până toți românii vor avea o dantură impecabilă. Nu neapărat dantură, vorbim și de control oftalmologic, vorbim și de ecograf. Da, vorbim pentru că sunt servicii medicale la care oamenii de la țară nu au acces, da, vă zic. Este o chestie, din punctul meu de vedere,
benefică, lăsăm la o parte nuanțele că sunt, că e politic, nepolitic, este o chestie pe care noi în calitate de buni creștini am ales să o facem. Spuneți-mi, vă rog, ultima întrebare, câte organizații are AUR în Prahova? Veți avea candidați pe anul viitor în toate localitățile? O propuneți acest scop? Fiindcă sunt voci din zona politică care spun, domne, oricum AUR nu va avea, nu are rețele. Și asta este, nici USR-ul nu are rețele. Nu sunteți partide gen PSD și PNL, cu primari, viceprimari, consilii, nici nu aveți istorie, nici nu ați nici cei de la USR. Da. În momentul de față, într-adevăr, nu avem primari decât trei. Consider eu o binecuvântare că nu avem primari, pentru că noi ne gândim foarte mult la o reformă administrativă. În momentul de față, reducerea comune, numărul UAT-urilor. Cumva, da, pe principiul funcționalității, pe număr de locuitori, măcar. Da, adică, da, toate partidele vă gândiți, înseamnă că chiar se va întâmpla. Doamne ajută să se întâmple. Noi avem curajul să lăudăm inițiativele sau realizările pe care le face orice partid, dar din păcate nu avem ce lăuda acum. O reformă administrativă este impetuos necesară. Avem localități cu câteva sute sau peste 1000 de locuitori care nu și amortizează nici costurile de funcționare. Ori, repet, asta trebuie un faliment, depinde teritorială. Cumva, cred că toate partidele, e bine că rezonați. După anul electoral, pe semne că trebuie și modificată mai Constituția. Puțin PSD-ul cred că rezonează cu reforma, pentru că cred că are nucleul cel mai mare de primari, care primari care generează voturi, îi aduc voturi acestei mașinării. Dar orice stat care se vrea a fi modern și competitiv trebuie să fac o reformă administrativă. Noi o vom face când vom ajunge la guvernare. Am dubii că vor face aceste două partide, că nu fac nimic. Adică tot e așa un joc pe care îl văd la televizor, în care se lansează tot felul de idei, dar nu se concretizează nimic. Nu vă uitați la televizorul potrivit, că am văzut la un televizor că anul trecut a fost anul în care au venit cele mai mari investiții, cele mai importante investiții străine în România, 11 miliarde. La ce televizor vă uitați? Am un Samsung. Eu nu am Samsung și gata. Revenind, veți avea în toate localitățile anul sau nu? Da. Reușiți? Da, eu zic că da. Nu recunosc că nu este așa ușor, pentru că noi avem un... N-aveți succes la public sau nu doresc oamenii să se implice? Sau ce se întâmplă? În primul rând, localitățile sunt capturate de aceste două partide, PNL și PSD, că sunt organizații vechi de 33 de ani. Noi venim cu, vrem să identificăm oameni noi, nu vrem să le facem de dragul de a le face, vrem, vă repet, oameni cu o gândire sănătoasă, fără agendă ascunsă în spate. Oameni, dar nu puteți, domnule deputat, mă scuzați, dar nu mă pot abține. Asta cu agenda ascunsă în spate, noastră întrebați, domnule, ai agenda ascunsă în spate? Și nu ar fi prost să vă zic că da, domnule deputat, eu am agenda ascunsă. Vă explic imediat cum fac, ce mecanism avem de identificare. Noi avem activități săptămânale prin care și în urma unui raport săptămânal sau lunar pe care trebuie să-l completeze, vedem exact ce activitate are persoana respectivă, în speță coordonatorul local sau cel care vrea să candideze ca și consilier. Și vedem dacă este la zi cu problemele locale, dacă înțelege ce se întâmplă în ședințe de consiliu local și dacă are idei vis-a-vis de îmbunătățirea lucrurilor din localitatea respectivă. Sistemul a început deja să fie implementat sau urmează? Da. Eu personal, de la leadership în jos, eu personal am raport de lucru. Dacă veniți o dată, mă invit cu dragul la Parlament să vedeți, avem o tablă mare în care fiecare își notează ce a făcut, de la participarea în comisii, susținerea de legi, participarea la televizor. E ordin de la domnul președinte Simion? Toată lumea este face parte din regulamentul nostru. Avem un orar. Avem un fel de, domne, zi-mi ce ai făcut, ce te ocupi. Da, adică nu trece ziua și nu faci nimic, că se vede. Și care se controlizează lunar și vezi exact, ai un punctaj. Și în felul ăsta vezi că timpul trece și nu trece degeaba. Că până la urmă noi suntem acolo trimiși cu un scop. Ceea ce nu se întâmplă, repet, în foarte multe din instituțiile statului român, în care sunt oameni care nici nu ajung la acele instituții sau oameni care
a ocupat cu totul alte funcții față de competențele care sunt necesare în acele instituții. Și de aici tot efectul domino. Deci toate localitățile, da? Veți avea candidați. Da, da, da. Vă mulțumesc, domnule deputat, și pentru participare și pentru faptul că ați oferit niște răspunsuri tranșante. Apropo de zvonistica pe care noastră o invocați, care este adevărată. Le-am lichidat acum aceste zvonuri. Da, acum vă dați seama, indiferent ce spuneți. Deci undeva la 1 septembrie, la începutul lui septembrie, veți vorbi cu subiect și predica despre candidații AUR la Primăria Ploiești și candidați și la Consiliul Județean Prahova. Nu exclude să intrați și dumneavoastră în luptă dacă nu veți găsi persoana potrivită pentru Consiliul Județean. Exact. Iar la Ploiești sunt mai multe persoane sau care e strategia? Avem sub observație 3 persoane. Vedem. Nu au făcut parte din niciun partid politic până acum? Nu. Serios? Da. Păi dați peste că acum furnizați alte zvonuri. Stați că ați deja. Deci 3 persoane care nu sunt implicate politic. Da. Bărbați? Sau și... Vă mulțumesc. Bărbați, femei, țin și cota de gen și... Să nu intră că mai facem o oră. Vă mulțumesc, domnule deputat, pentru participare. Vă doresc o seară bună în continuare. Aici punem punct emisiunii Proces Verbal. Mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!